Salutare, lămâilor! Bună tuturor! Cred că v-ați dat seama din timelapse-ul de mai devreme ceea ce facem astăzi. Abia acum câteva zile am aflat și eu de fapt ce este acest mesocozm sau terariu, cum se spune noi în România. A fost o idee destul de bună să facem acest lucru. Ne spune Daria de ce. Am avut ca proiect la școală un mic proiect. Ecosistem. Acesta este al școlii, adică pe care trebuie să-l predea. Și am făcut și unul împreună și mi s-a părut chiar o idee foarte romantică, că sperăm că va ține mulți ani de acum încolo. Da. Da, nu știu, mi se pare foarte ok ceea ce fac ei în școală aici, ce fel de proiecte au. La noi în România n-am văzut niciodată așa ceva. Și să vă arătăm și aici ce avem. Niște mușchi. Mușchi mici. Chestii decorative. Au rupt copaci. Arată și... genial. Ce-i drept. Da. Mai ales astea pline așa de... Stai așa să vedeți. Da. Și rezultatul final este indubitabil cel mai tare. Uite puțin așa ce frumos. Este ceva neconvențional. Nu multă lume știe despre acest ecosistem. Dar ceva destul de interesant. Cu timpul ar trebui să se vadă condensul. Plantele respiră și dacă se întâmplă asta e bine. Nu am dat greș și ecosistemul nostru va trăi ceva timp. Sper să țină. Sunt absolut geniale. Uite puțin ce frumoase sunt. Destul de ok. Și cu toate detaliile acestea. Primul rând am pus substratul, pietre, nisip. Ține mai în sus și prezint. În primul rând am pus substratul, nisipul ca să filtreze apa, apoi pământul ca să poată filtra, tot așa. După aceea am pus niște plante. Am cules mai mult mușchi, pentru că asta e ceea ce avem toamna. Și ce ține cel mai mult. Da. Și ele rezistă într-un mediu mai tropical, cum s-ar spune, închis, călduros. Ai pus tot așa. Mi-a furat trifoiul. O să vezi ce frumos se va face trifoiul ăsta. Stai așa. Da. Focalizez pe el. Wow, trifoiul ăsta va ieși absolut genial. Ți-am pus eu acolo o rămurică. Rămurică? Că... Bine, scoarță de copac. Hai, învârte-le așa, învârte. Frumușică. Asta mi-ai furat 1000. Uite, un melc. Ce drăguț. Am pus și melcul. Uite, melcul. Acolo va trăi. Al tău va, chiar va trăi. Va trăi melcul? Poate, nu, totul poate va trăi. Nu, poate nu. Poate și tot așa ai pus și tu scoarță din asta. Rămurele. Foarte șmecher. Nu știu, mi se pare ceva original și... foarte frumos totodată. Când ai ce faci într-un weekend, nu știu, chiar o să fac foarte multe. Am o idee, să ne facem așa, ca o grădină, știi? Tropicală? Da, și... chiar îmi plac foarte mult. Chiar se merită și plimbarea prin pădure. Mamă, cât am umblat, am vandalizat copacii. Cu foarfeca și... da, cu foarfeca, cu lopățica, ciordales, pământus. Am profitat... ne-am distrat, sincer, cam vreo 2 zile ne-a luat în total să adunăm toate aceste lucruri. Le-am pus foarte bine la digerat. Da. Important, dacă vă gândiți să faceți și voi acest proiect, să puneți mușchi sau orice plantă culegeți în apă. Dacă așteptați o zi, recomandat să nu așteptați mai mult, că altfel vă moare. Să le puneți în apă. Moare și... la intrare. Da, și primăvara, aș spune, și toamna sunt cele mai bune anotimpuri pentru a realiza acest proiect, pentru că găsiți mai multe specii de plante care trăiesc în temperaturi mai extreme. Vom vedea, sincer sper să rezist măcar un an de zile acolo. Eu dacă rezist o lună e bine, că atâta trebuie să țină proiectul, apoi... vă vom ține la curent. Îl vom fotografia în fiecare zi, ne puteți urmări pe Instagram. Poate vom posta poze și acolo cu minunatul nostru mesocozm. Bine, cam acesta a fost clipul, sper că v-a plăcut, nu am vrut să facem ceva lung, însă a fost o idee destul de nouă pe canal, decât să vedeți în fiecare zi mutrele noastre, dar mai vedeți ceva nou. Și până data viitoare, aveți grijă de voi, vă pupăm dulce, dulce, vă dorim o zi cât se poate de minunată. Ciao.